Psalmul 34. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți și să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toții numele Lui. Când îți întorci privirea spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și nu și scapă din primejdie. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. Când gustați și vedeți ce bun este Domnul, ferice de omul care se încrede în El. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Temeți-vă de El, toți sfinții Lui. Pui de lei duc lipsă și le foame, dar cei ce se încred în El nu duc lipsă de nimic. Amin. Psalmul 34. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul, să mă asculte cei nenorociți și să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, lăudați cu toții numele Lui. Am căutat pe Domnul, iar El mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre Domnul, te luminezi și nu ți se umple fața de rușine. Când un nenorocit strigă, Domnul îl ascultă și îl scapă din necazurile lui. Îngerul Domnului tăvărește în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul, ferice de cei ce se încred în El. Temeți-vă de Domnul, că voi sfinții Lui, căci de nimic nu duce lipsă cel ce se teme de El. Pui de lei duc lipsă și le foame, dar cei ce îl caută nu duc lipsă de niciun bine. Amin. Psalmul 34. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți și să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine. Să lăudăm cu toții numele Lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul, ferice de omul care se încrede în El. Temeți-vă de Domnul, voi sfinții Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El. Pui de lei duc lipsă și li-e foame, dar
dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de niciun bine. Amin. Mulțumim la fetițe pentru psalm, mulțumim și părinților care i-au ajutat să învețe. Vă recomand pe viitor, părinții, puteți să veniți pe prima bancă și unde se împiedică să-i ajutați puțin pe copii. Deci, pentru sabatul viitor sau pe după masă, părinții vin cu copiii în față și se ajute. Și recomand și celorlalți copii care n-au încă curajul, să-și facă curajul să vină și ei să învețe. Înainte de a asculta cuvântul Scripturii, mai cântăm o cântare cu o propunere din sală. Două sute douăzeci și doi. Pe fiecare dintre dumneavoastră, în această dimineață, vă spun pacea Domnului și bun venit la ora de predică din această dimineață. E un moment important al sabatului, ora de predică, care poate ne pregătește pentru întreaga săptămână, pentru săptămâna care urmează. Și de aceea am încercat în meditația mea să concentrez câteva aspecte care la acest moment le-am găsit relevante pentru o experiență interesantă. De aceea aș porni împreună cu dumneavoastră de la un text pe care îl găsim în Deuteronom, capitolul 32 și versetul 10. El, adică Dumnezeu, l-a găsit într-un ținut pustiu, într-o singurătate plină de urlete înfricoșate. El l-a găsit într-un loc pustiu, într-o singurătate plină de urlete înfricoșate. Este prima parte a versetului 10. Astăzi vreau să vorbesc despre acest loc mai puțin confortabil,
despre un campus ciudat, dacă vreți, despre un ținut pustiu, așa cum spune textul, despre o zonă aridă, o zonă neroditoare, fără internet, fără mobile, dar o zonă prin care mulți oameni, poate chiar din această sală, au fost nevoiți să treacă. Un loc pustiu, un ținut al dezolării, în care poate au fost întâlnite stânci abrupte, un nisip fără urme din care nu știai încotro să o iei, toate asezonate cu o căldură torită și fără un loc unde să bei apă sau să te speli. Este locul în care mulți, foarte mulți oameni au stat poate săptămâni, poate luni, poate ani sau unii chiar zeci de ani. Este un loc, așa cum l-am caracterizat până acum, pustiu, neroditor, arid, dar poate fi și un loc în același timp al autocunoașterii și al autodescoperirii personale. Mulți cu siguranță ați vizitat vreun deșert și ați observat că ariditatea respectivă din deșert schimbă totul. Acolo înțelegi că dacă te-ai pierdut în deșert, în câteva minute poți fi privat de toate lucrurile de care atârnă confortul tău. Și gândiți-vă doar la apă. Dacă ai epuizat stocul de apă, în curând vei intra în panică sau ai intrat în panică. Dar totuși se găsește ceva în acest loc mai puțin dorit sau dorit pentru scurtă perioadă. Este o liniște de plin acolo, auzi vocea lui Dumnezeu, îți auzi chiar pulsul în ureche, nu vezi fructe, nu vezi pajiști, nu vezi livezi, nu vezi râuri, decât nisip și căldură toridă. Deșertul are sau poate să aibă foarte, foarte multe fațete. Poate să existe un deșert al suferinței, poate să existe deșertul unei boli îndelungate, poate să existe deșertul unei pierderi iremediabile, poate să existe deșertul unei condiții fizice precare, deșertul unei dureri pe care o porți cu tine ani de zile, deșertul mutării dintr-o parte în alta, deșertul unui eșec, deșertul unei slujbe care este foarte grea și consider că nu ți este răsplătită suficient, sau deșertul unor termene limită care te apasă în fiecare zi. Locul acesta pustiu, așa cum am spus, poate să aibă foarte, foarte multe fațete. Dar, continuând cu versetele 11 și 12, să mai vedem și o altă parte a acestui loc pustiu. Continuăm cu versetul 11 și 12 din Deuteronomul 32. Ca vulturul care își scutură cuibul, zboară deasupra puiilor, își întinde aripile, îi ia și îi poartă pe penele lui. Așa a călăuzit Domnul singur pe poporul său și nu era niciun Dumnezeu străin cu el. Acest loc pe care l-am descris la început, Dumnezeu îl cunoaște foarte bine, știe să lucreze și să supravegheze biografia ta atunci când începi drumul printr-un astfel de loc, dar ceea ce este cel mai interesant, dă fiecăruia deșertul de care are nevoie. El știe fiecăruia ce loc pustiu și arid trebuie să ne dea. Dacă facem un pas mai departe, veți observa că acest loc pustiu, deșertul, are o componentă la fel de ciudată ca și locul în sine, și anume, odată cu deșertul vine și izolarea. Face parte din experiența deșertului. Aici, în momentul în care ești izolat, nu mai poți face lucruri pe care le făceai înainte. Este evident acest lucru.
Mai mult, se poate instala foarte repede frica și panica dacă simți că te-ai pierdut. Atunci când ești izolat, ai impresia că ți-ai pierdut și utilitatea pe acest pământ. Parcă ești uitat, nimeni nu se mai interesează de tine, pare că toate oportunitățile trec pe lângă tine, pare că nu mai poți ieși de acolo oriunde te-ai uita și în final ajungi să trăiești un sentiment profund de abandonare. Dar revenind la Deuteronom 32:10, Dumnezeu într-un astfel de loc, partea a doua, spune că pe poporul Israel l-a înconjurat, l-a îngrijit și l-a păzit ca lumina ochiului lui. L-a înconjurat, l-a îngrijit, l-a păzit și l-a călăuzit ca pe lumina ochiului său. Nu mai trebuie să explic ceea ce înseamnă lumina ochiului sau ceea ce înseamnă să te atingi de ochiul cuiva. Fiecare am trăit o experiență cu un fir de praf care a intrat în ochiul nostru. Este atât de sensibil acest organ încât nu lași nimic să se atingă de ochiul tău. Prima dată îți pui mâna la ochi, asta e în firea omului. Îngrijești ochiul sau lumina ochiului cu foarte multă atenție. O ferești de soare, în momentul în care se o soare puternic, îți pui mâna la ochi sau un ochelar de soare. Nu poți să suporți o mică particulă de praf care să intre în ochiul tău. Și în momentul în care se întâmplă așa ceva, iei măsuri de urgență. Și acum, textul ne spune că în experiența pustiului sau în experiența unui deșert, tu ești exact ca lumina ochiului lui Dumnezeu. Dacă pentru noi lumina ochiului este fundamentală, dacă pentru noi lumina ochiului este capitală, ce înseamnă lumina ochiului oare pentru Dumnezeu? Să ne punem această întrebare. Descoperi cu uimire că atunci când ai început experiența deșertului, Dumnezeu nu te-a abandonat, nu te-a părăsit, dimpotrivă te-a îngrijit și ești atât de valoros pentru El, exact ca și ochii lui Dumnezeu. Există aici o expresie în versetul 12, Domnul singur. Și aș vrea să ne oprim câteva momente asupra acestei alăturări de cuvinte. Dumnezeu sau Domnul singur. În deșert nu ai semne, nu ai birouri de informare, nu mai există indicatoare, nu știi unde ești și înțelegi atunci ceea ce înseamnă acest text. Doar Dumnezeu singur te mai poate călăuzi acolo. Nu ai pe nimeni pe care să întrebi, nu există oameni care să treacă pe lângă tine, ești debusolat și doar El singur mai poate să fie lângă tine. Doar tu și Dumnezeu, prin experiența deșertului, veți putea merge împreună. Constați acolo că El, de fapt, nu te-a părăsit și mai constați un lucru foarte interesant. În deșert, El este mai aproape de tine decât a fost vreodată. Așa cum am spus, poate fiecare are un deșert specific sau un loc pustiu specific. De ce ne călăuzește Domnul? De ce ne duce Domnul printr-un astfel de drum? Am găsit că cel mai bun răspuns la această întrebare ni-l poate da Moise. Am găsit o frază mai hazlie, dacă vreți. Moise a dobândit diplome avansate de la școala deșertului. A avut tot timpul din lume să-și obține toate diplomele necesare din școala deșertului. De ce a fost dus acolo Moise? Poate ca să se smerească, să fie încercat, să arate Dumnezeu cum este El de fapt. A mers acolo să se cunoască mai bine, să se descopere mai bine pe sine, să-și cunoască poate adevărata lui identitate sau poate să-și cunoască o altă față pe care în calitatea lui de prinț, n-a avut cum să-și observe, să-și o vadă. Asta face deșertul și asta a făcut deșertul și cu Moise. I-a arătat unde este puternic, i-a arătat care sunt slăbiciunile lui, l-a ajutat să se descopere pe sine și mai face ceva
experiența deșertului, după ce ai trecut-o, remarci foarte repede oamenii care au trecut prin aceeași experiență. Cunoști repede oamenii care au mai străbătut acea școală a deșertului. Dar să revenim la expertul nostru în problemele deșertului, respectiv Moise, și să mergem la Exodul 3:1 și să vedem câteva învățături de la, așa cum l-am numit, expertul deșertului. Moise păștea turma socrului său, Ietro, preotul Madianului. Odată a mânat turma până dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Îl găsim pe Moise iscodind deșertul, mergând dintr-o parte în alta într-acest loc încremenit de timp, o zonă părăsită, respingătoare, poate bucăți de rocă pe aici, pe acolo, și imaginar, să ne-l imaginăm pe Moise găsind un banner în acea perioadă, banner imaginar pe care scria următorul lucru: bine ai venit, Moise, în ultimul loc de pe pământ. Cam așa l-a întâmpinat deșertul pe Moise, un banner imens: bine ai venit, Moise, în ultimul loc de pe pământ. Cam așa arată deșertul, și cei care ați fost pe acolo, ați fost cu alte preocupări turistice, nu într-o experiență similară ca a lui Moise. Dacă am fi întâlnit probabil acest banner și noi ca Moise, bine ai venit în ultimul loc de pe pământ, probabil am fi fugit foarte repede de acolo. Așa arată deșertul. Moise nu venise ca și noi în deșert cu autocarul, cu aer condiționat, nu venise pentru o săptămână de mers cu cămila prin deșert, nu. N-a venit în deșert să colecteze pietre prețioase și apoi să le arate prietenilor. Venise acolo pentru alte motive. El a venit să locuiască acolo. A venit să locuiască în deșert. Deșertul urma să fie adresa lui pentru o perioadă pe care el nu știa la început. Aici urma să fie acasă. Și-a pus jos bagajele, a înfipt în pământ căsuța sau adresa poștală și în locația aceasta mai puțin atractivă și în vocația lui la fel de neatractivă, el devenise păstorul socrului său, nici măcar nu avea propria turmă. Și astfel Moise a trebuit să facă pereche cu monotonia. Moise și monotonia au devenit suflete pereche. Îți vine să crezi de unde a plecat prințul Egiptului? Un om cu cunoștințe avansate, cu științe, cu tactici militare pe care urma să le aplice, a ajuns să locuiască la socrii, să stea în deșert și să supravegheze turma socrului său. Asta înseamnă, de fapt, deșertul. Nici măcar să nu mai e casa ta. Dar mai are deșertul acesta sau locurile pustii, mai au o altă caracteristică. Dacă încerci să-ți scurtezi de unul singur călătoria, te îndrepți spre un punct mort. Poate v-ați pierdut într-o pădure. Știu ce înseamnă acest lucru. Mergi și crezi că acum ieși și nu mai ești acolo. Mai mergi 10 minute și crezi că acum am ieșit și se deschide o alta și nu mai ești de acolo. Și te mai gândești și la fiare sălbatice și atunci chiar te cuprinde panica. Îl înțeleg din punctul acesta de vedere pe Moise. Dar acolo era mult mai greu, condițiile au mult mai grele. Caracteristica deșertului: nu există ieșire. Și dacă încerci să fugi, să ieși, te afunzi mai tare. Nu există scurtături, așa cum vă spuneam. Toate căile de acces pe care tu ți le imaginezi sfârșesc în alte fundături. Mulți în deșert, atunci când trec prin deșert, intră într-o derivă de genul acesta. Fug de la o fundătură la alta și nu știu încotro să o ia. Dar deșertul se face și mai mare. Dumnezeu spune în acest moment: nu ai decât o singură șansă. Să stai acolo până te voi scoate eu.
Haideți să mai privim puțin la Moise, fiindcă ne ajută mult să înțelegem experiența locurilor pustii. Cu brațul de diplome în deșert, învățând lucruri pe care nu le-a visat vreodată să le facă, învățând să tolereze inconvenientele cauzate de locul arid, învățând să accepte situația fiindcă n-avea unde să fugă, învățând să accepte circumstanțele despre care nu credea că pot face parte din viața lui, și toate aceste învățături au constituit doar o parte sau o primă, preludiul, dacă doriți, specializărilor deșertului. Și minutele pe care au mai rămas, aș vrea să vedem la ce specializări sau cu ce specializări ieși după ce ai petrecut un loc pustiu, după ce ai trecut printr-un loc arid sau prin deșert. Tot ceea ce v-am spus, lupta cu inconvenientele, cu situațiile grele, cu circumstanțele dureroase, au fost doar avancronica celor patru specializări pe care ești obligat să le înveți sau să le dobândești în deșert. Specializarea numărul unu pe care ești obligat să o faci în deșert și nu ai cum să le eviți, nu ai cum să o eviți, este specializarea numită obscuritate. Deșertul este un loc obscur, lipsit de lumină, chiar dacă pare că este inundat de lumina soarelui, este un loc în care nu mai există claritate, este un loc confuz, este un loc în care nu mai ai renume, nu mai ai vază, ești lipsit de orice faimă. Moise în acest loc a trebuit să învețe foarte clar un lucru, că este un nimeni. Într-un loc obscur, la prima specializare, Moise a învățat că este un nimeni. Fusese cineva important. Atunci când prințul Egiptului trecea prin Egipt cu carul lui de prinț, probabil că oamenii, așa cum facem și noi astăzi, când trece cineva important pe lângă noi, ne aruncăm ochii după el, nu? Oamenii îl priveau admirativ, sigur că da, mai ales că proveniența lui era una interesantă, găsit de fica faraonului și așa mai departe. Oamenii aveau așteptări de la el în Egipt, este evident lucrul acesta. Când trecea pe străzile Egiptului, oamenii îl admirau, dar în deșert lucrurile se schimbă. Oile nu fac asta. Oile rămân cu capul în pământ, nu admiră pe nimeni, nu-l privesc, nu-și întorc capul, ele își văd de păscut. Și acum să ne imaginăm vizita unui coleg de-al lui Moise, care era prinț de asemenea în Egipt, vine să-și viziteze prietenul pe care nu-l mai văzuse de o bună perioadă de timp. Moise în Egipt, stând cu turma, vine un prieten, coleg de-al lui, și îl întreabă pe Moise, ca vechi camaraz: Moise, cu ce te ocupi în deșert? Moise: sunt păstor. Mă bucur, ai turma ta și cred că e o afacere prosperă, spune prințul venit din Egipt să-l viziteze pe Moise. Nu, lucrez pentru socrul meu. Nu am turma mea, nu am reușit și nu am făcut lucrul ăsta. Lucrez și stau la socrul meu. Merg cu oile. Și pregătirea ta, perspectivele tale, diplomele. Diplomele sunt aici în desaga aceasta, oile stau lângă ele. Perspectivele nu cred că mai există la acest moment. Cam asta fac, stau cu oile socrului. Poate te regăsești într-o astfel de situație. Prima specializare a lui Moise, obscuritatea deșertului, înțelegerea faptului că este un nimeni. Natura deșertului l-a făcut să renunțe la privilegii, la beneficii, la activități, la claritate, la renume și la faimă. Dacă nu înveți să te împaci cu obscuritatea, vei repeta această specializare până o vei asimila. Așadar, dacă ajungi în deșert, încearcă să treci repede, să asimilezi această specializare, fiindcă mai sunt trei și timpul curge în defavoarea ta.
Noi ca oameni putem face față la multe, foarte multe provocări și să ducem foarte multe greutăți. Mulți ați trecut sau mulți am trecut prin astfel de perioade grele, tensionate. În momentul în care cineva trece printr-o astfel de perioadă, este uman și oamenii vin să-l susțină, vin să-l sprijine și atunci parcă este mai ușor să treci printr-o perioadă dificilă. Dar aici campusul e gol. Te confrunți cu prima specializare, trebuie să o treci repede și nu ai cu cine să împărtășești nimic. Ești tu cu o singură carte, numită Cartea Obscurității, pe care trebuie să o înveți repede, să-ți o asumi și să mergi mai departe. A doua specializare a deșertului. Specializarea timp. Moise a venit în Egipt, a venit în deșert, în Madian, și peste 40 de ani a absolvit a doua specializare, numită specializarea timp. Dumnezeu a plănuit locul și timpul pentru asta acolo. El a știut că Moise are nevoie de o astfel de experiență, dar a știut și ce durată va avea această experiență. Astăzi veți vedea că viața este rapidă, este comprimată, este condensată, dar în specializarea a doua din deșert nu există nimic instant. Nu există nimic acum. Nu există nimic pe loc. Caracteristica acestei specializări din deșert, numită timp, durează mai mult decât te aștepți. După ce ai trecut de specializarea primă, intri în specializarea timp, dar durează totdeauna mai mult decât ți-ai imaginat. Moise a trebuit să iasă de pe cărarea rapidă pe care pornise, a intrat pe cărarea lui Dumnezeu, doar că această specializare a doua este foarte, foarte înceată. Specializarea timp este foarte înceată. A treia. Specializarea deșertului numită singurătate. Noi ca oameni cunoaștem din ce în ce mai puțin tăcerea. Sunt oameni care dacă trebuie să rămână singuri și este o liniște mormântală, nu suportă. Trebuie să existe continuu un zgomot de fundal. Dar vă rog să observați că singurătatea, cea de-a treia specializare a deșertului, are un sunet interesant. Este ceva deosebit. Odată cu aceasta, începi să câștigi o sensibilitate pentru lucrurile pe care le-ai uitat, poate. Cei mai mulți dintre oamenii însemnați ai lumii au absolvit această specialitate a singurătății. Moise a făcut-o. De ce a fost necesar ca el să înțeleagă și singurătatea? Pentru că atunci când urma să ajungă în Egipt, la 80 de ani, și urma să iasă cu poporul, au fost N momente, zeci de momente în care a fost abandonat de popor, a fost abandonat de fratele lui, a fost abandonat de sora lui și a trebuit să rămână singur. Lecția singurătății din Madian i-a profitat ulterior pentru că l-a antrenat să rămână singur atunci când a rămas pe munte singur cu Dumnezeu, atunci când a mers după table de piatră singur în prezența lui Dumnezeu, atunci când a trebuit să facă față vițelului de aur singur împotriva tuturor, a fost o specializare fără de care el nu putea să înceapă exodul lui Israel. Specializarea 4 și încerc să mă apropii de încheiat. Specializarea numită disconfort. Nimic confortabil în Madian. Loc dur, foarte cald și să privim împreună dacă la traseul lui Moise, care pleacă de lângă un fluviu uriaș, apă care înseamnă bogăție,
apă care înseamnă recolte, acum trebuia să meargă într-un loc unde apa era o marfă prețioasă. A trebuit să trăiască în deșert cu gâtul uscat, cu buzele crăpate de sete, poate, cu ochii pe jumătate închiși datorită lipsei de apă și a strălucirii soarelui, dar asta a însemnat pentru el specializările deșertului, obscuritate, timp, singurătate și disconfort. Și acum să vedem de ce a trebuit să le, sau ce s-a obținut după aceste patru lucruri. Pentru îngânfarea și mândria lui, Moise, în calitate de prinț al Egiptului, Dumnezeu a folosit obscuritatea. Pentru frica față de trecutul lui, știm episodul omorârii egipteanului, pentru frica față de trecut, pentru neliniștea prezentului generată de deșert, pentru grijile față de viitor, Dumnezeu a folosit specializarea timp. I-a dat timp să se liniștească și să se așeze, doar că a durat un pic mult respectiva specializare. Pentru resentimentele lui Moise, pentru amărăciunea lui, pentru poate combativitatea lui, Dumnezeu a folosit singurătatea. Chiar nu mai aveai pe cine cu cine să te războiești acolo, decât cu fiarele sălbatice, poate. Și pentru ultimul strat de rezistență a lui Moise, pentru că probabil n-au fost suficiente primele trei, Dumnezeu el a mai trecut printr-o specializare numită disconfort. Și am văzut ce a însemnat acest lucru. Ai venit dintr-o zonă bogată, irigată, cu apă, și a trebuit să înfrunți setea, să înfrunți buzele uscate, să înfrunți lipsa a tot ceea ce înseamnă lipsa de apă. Cineva descriind propria lui experiență similară cu a lui Moise, a spus câteva lucruri cu care voi încheia. El a concluzionat, după ce a trecut printr-un deșert similar cu al lui Moise: în primul rând, am înțeles că Dumnezeu m-a adus aici. Prin voia Lui am ajuns în acest loc pustiu. Am înțeles că voi găsi pace în final într-un astfel de loc. Înțeleg că doar iubirea lui Dumnezeu mă poate ține într-un astfel de loc. Înțeleg trecând sau am înțeles trecând printr-o astfel de experiență că în final încercarea se va transforma în binecuvântare. Acea persoană de asemenea a spus că am înțeles și am învățat lecțiile pe care Dumnezeu a vrut să le învăț și am mai înțeles un lucru. Ieșirea din deșert se face doar la timpul pe care Dumnezeu îl stabilește. Nu se poate face mai repede. Și fiindcă timpul s-a dus, există sau am identificat eu cel puțin trei răspunsuri posibile la o experiență a deșertului prin care mulți au trecut, alții trec sau alții vor trece. Răspunsurile posibile la această experiență singuratică pot să fie următoarele. Nu am nevoie de această experiență, nu mă interesează, nu vreau să aud de ea. Un prim răspuns posibil. Al doilea răspuns posibil: m-am săturat de experiența deșertului, vreau să-l părăsesc cât de repede posibil. Sau al treilea răspuns posibil: accept această experiență, accept această experiență și cred că este răspunsul maturității noastre pe care Dumnezeu îl așteaptă de la fiecare dintre noi. Mi-ar plăcea ca o experiență a deșertului, dacă va fi să fie trecută de cineva, să existe sau să se finalizeze cu acest răspuns. Accept această experiență pentru că vreau să dau un răspuns matur pe care îl așteaptă Dumnezeu. Dumnezeu să vă călăuzească pe fiecare dintre dumneavoastră. Amin. Mulțumim lui Dumnezeu
pentru cuvântul Scripturii, pentru închiderea acestui timp destinat închinării, cântăm cântarea numărul 792. De multe ori pustie. Suntem valoroși exact ca lumina ochilor tăi. Ajută-ne să înțelegem acest lucru și ne va fi suficient. Îți mulțumim pentru această experiență, prin Domnul Iisus te-am rugat. Amin.